Jocurile din cadrul Ligii Naționale Feminine de Handbal s-au încheiat pentru elevele lui Gheorghe Covaciu, antrenor care se va despărți de gruparea clujeană după disputarea jocurilor din Cupa României, el urmând să antreneze din viitorul sezon în Liga Națională Masculină. Miercuri seara, în ultimul joc al clujencelor din actuala ediție de campionat, Universitatea Jolie Don Cluj a urcat pe locul 3 în clasament și a devansat echipa Handbal Club Zalău cu 2 puncte, iar pe cea a Dunării Brăila cu 1 punct. Victoria la limita clujencelor în fața echipei Handbal Club Zalău a adus multă bucurie în tabăra echipei din județul vecin și chiar dacă nu va rămâne pe podium, după disputarea tuturor jocurilor care au mai rămas să se joace în Liga Națională, echipa Universității Cluj nu mai are cum pierde locul 4 în clasament, poziție care asigură calificarea în cupele europene. Așa întotdeauna cu Zalău, eu mă bucur că am câștigat și că am încheiat frumos sezonul, chiar dacă a fost greu. Cred că a fost meritat, ne-am luptat foarte mult și s-a văzut foarte multă dorință. E victorie și așa, ne-aș fi plăcut la mai multe, dar suntem obosite, final și e normal să fie așa. Joacă și ele cu ambiție contra noastră și cred că a fost un meci frumos, chiar dacă nu s-au dat multe goluri. Da, după o perioadă destul de rea noastră, cu jocuri de mai puțin bune, am câștigat, dar am jucat destul de rău. Astăzi a fost o partidă pe bătaie, o partidă care a lipsit handbalul, dar a fost ambiții. Prin situațiile care am trecut noi după Liga Campionilor, cu multe accidentări și perioada destul de grea a noastră, eu felicit din tot sufletul meu pe fete că am reușit și au reușit să rămânem la anul în cupele europene, care este meritoriu pentru noi. Față de alte echipe care au banii la cum sunt cu banii, noi n-am clătinat bine, sper că se va rezolva. Eu felicit fetele pentru dăruirea de jocul de astăzi. Până la finalul campionatului mai sunt de disputat 6 partide, jocurile din cadrul ultimei etape, rundă în care Universitatea Jolie Don Cluj nu joacă, deoarece în Liga Națională au rămas doar 11 echipe, precum și meciul restanță din cadrul etapei a 21-a, meci în care se vor întâlni echipele Handbal Club Dunărea Brăila și campioana CSI Olchim Râmnicu Vâlcea.